atenție la schimbări majore în acest sens, în această direcție. Pentru un activist săgetător, conjuncția de astăzi Soare-Mercur vorbește despre decizii, despre hotărâri, despre promisiuni pe care le-au făcut și pe care acum le pot onora. Foarte avantajați de conjuncția Venus-Pluton de pe casa a doua, casa Taurului, o simbioză pe semne de pământ, Venus-Pluton în Capricorn pe casa a doua pentru săgetători, mari beneficii financiare, rămâne responsabilitatea verbală, faptul că săgetătorii sunt un fel de mentor pentru cei din jur. Cu siguranță au foarte mulți colegi la locul de muncă sau vecini sau prieteni sau rude de care trebuie să se ocupe într-un mod foarte responsabil, pentru că însăși planeta responsabilităților este pe casa a treia pentru ei de ceva vreme și încă va mai sta acolo. Pentru acei nativi săgetători care își doresc un habitat ca la carte, să spunem așa, a venit momentul și deja anul ce urmează va veni cu foarte mari beneficii pe zona aceasta. Este bine să pregătească terenul încă de pe acum. Au fost puțin tensionați de acest Marte în Scorpion, deci după ce a fost în Scorpion pentru nativii săgetători a fost pe casa a 12-a, casa dușmăniilor secrete, iar cu Marte acolo sigur s-au activat ceva restanțe karmice în materie de oameni mai puțin onești sau persoane care au avut un cui, cum se spune, în popor asupra lor, dar săgetători oricum, ca înțelepții ai zodiacului, cu siguranță nu este aici punctul lor sensibil și nevralgic, deci cu siguranță au depășit destul de bine perioada, ei cred în continuare în fair play cu siguranță, doar că posibil să fi etichetat anumite personaje într-un mod mai puțin plăcut. Acum Marte se pregătește să intre în semnul lor, ceea ce înseamnă o dinamizare foarte frumoasă, el oricum este confortabil în semn de foc acest Marte, o dinamizare foarte frumoasă a tuturor activităților și acțiunilor lor. Este important să facă acele lucruri de forță pe care poate nu le pot face în altă perioadă, acum este o infuzie de energie pentru nativii săgetători. Și vom găsi foarte mulți săgetători care își doresc să scrie, să vorbească, să predea, să le explice altora ceea ce este evident, dar într-o formulă foarte frumoasă. Foarte mulți săgetători care le vor ține altora tot felul de discursuri împachetate minunat. Sunt precum niște înțelepți care își prezintă învățăturile celor ce se nimeresc în jurul lor. Da. Deși uneori am avut probleme în a identifica unde începe și unde se termină înțelepciunea unui săgetător, pentru că răceala, distanțarea, detașarea de scopuri, de persoane, etichetările premature a celor din jur, din potrivă m-au făcut să cred că au o doză de superficialitate, ei pot fi foarte radicali și tranșanți. Însingurându-se din această problemă, putem întâlni mulți săgetători care trăiesc singuri sau cel puțin, chiar dacă acest lucru nu se vede aparent, sunt într-un cuplu, ei sunt strict în povestea lor de viață, sunt, chiar dacă sunt în doi, e o singurătate cunoscută, știută, acceptată de către nativul săgetător. Mă tem că în perioada următoare, cu acest plus de energie, cu acest Marte care dinamizează zonele războinice ale săgetătorului, mă tem să nu se grăbească, precum foarte bine ai spus, spre a eticheta, spre a pune etichete, spre a lua iar decizii radicale, deși au dorința. Au dorința, pot fi foarte nervoși când văd superficialitate, neînțelegere, lipsă de bun simț, aici reacționează săgetătorul, dacă ai observat. El poate deveni tranșant instantaneu, din cea mai bună dispoziție, să devină tranșant și chiar să aibă atitudini de înstrăinare, dacă undeva confortul lui sau binele lui personal este tulburat de către, da, într-adevăr, superficialități, dar nu neapărat cu intenție manifestate ale semenilor. Eu recomand săgetătorului în perioada următoare să fie cum a reușit să fie în momente cheie ale acestui an, în momente cheie ale acestui an, să fie calm, așezat, să gândească, cum spuneam, la alte zodii, de 3, 4, 5 ori spuneai, așa, pe la începutul emisiunii, recomandai verbecului, dacă nu mă înșel, înainte, da, tot semn de foc, înainte de a deveni cel puțin declarativ, dacă nu manifest în mod faptic.
Pentru că acest plus, uneori pe plusul de energie și iată de unde, din zona lui Marte, săgetătorul poate fi foarte prost înțeles, chiar dacă el are intenții foarte bune. Poate livra cu prea multă, să spunem, nu neapărat agresivitate, mult prea intempestiv un mesaj. Nu vezi că ești așa, n-ai înțeles că, dar omul nu reține decât nu vezi că ești așa când îi pui o etichetă. Deși ulterior poate să dea explicațiile și poate cere scuze. Acest Marte îi aduce o dinamizare, dar atenție până unde duce acea dinamizare a forțelor, energiilor, dorințelor de a comunica și a se comunica pe un nivel superior celorlalți. Pentru nativii Capricorn a venit momentul să-și securizeze bunurile, să se gândească foarte bine cum își pun la adăpost ceea ce au sau cum valorifică, nu știu, un talent sau beneficiile profesionale. Capricornii sunt înconjurați de oameni care, cu care pot face tot felul de parteneriate de forță. Se spune că săptămâna ce a trecut și săptămâna ce urmează își pot juca o carte foarte importantă, chiar dacă poate nu mai realizează, dar este o perioadă foarte productivă pentru ei, atât de productivă încât chiar ar fi păcat să nu pună bazele a ceva sau să se implice foarte serios într-o anumită zonă care îi reprezintă. Pentru cei care au profesii foarte puternice, este bine să își dea seama cât de este o perioadă în care oricum noi trebuie să valorizăm ceea ce avem și trebuie să ne punem într-un fel în evidență. Mai mult decât atât, sunt niște hotărâri pe care Capricornii săptămâna trecută le-au luat oarecum în secret. A fost și o parte sigur de mică, poate e mult spus, umilință, dar soarele acesta pe casa a 12 a venit și el cu o mică agresiune la adresa mândriei și la adresa egoului nativilor Capricorn, dar constructivă de altfel, pentru că Neptun îi ajută pe Capricorn să înțeleagă foarte bine unde mai trebuie să lase de la ei și unde trebuie să fie incisivi. Eu aș spune că este un moment foarte bun, un moment oportun să se pună în valoare, pentru că majoritatea au un cuvânt destul de greu de spus la locul de muncă și ar putea să se gândească oarecum și la o promovare sau să se gândească să devină și mai creativ decât sunt. Martele acesta pe casa 11-a pentru Capricorn, pe o casa prieteniilor elevate și a oamenilor cu care pot avea tot felul de proiecte în comun, a fost destul de tensionant pentru ei. S-ar putea să fie tot felul de relații și de oameni cu care Capricornii interacționează, cu care chiar dacă nu este o regularitate în întâlniri sau în discuții, totuși ele sunt foarte constructive din punct de vedere înalt spiritual. Deci a fost o săptămână și va mai urma o săptămână în care Capricornii înțeleg foarte, foarte multe lucruri despre ei înșiși sau despre ei în raport cu cei din jur. Este vorba și despre o maturizare în plan personal. Venus totuși este conjunct cu Pluton în semnul lor, deci s-ar putea să-și dea seama de forța unei iubiri. Nu știu, poate un părinte, poate un copil, poate partenerul de viață vor aprecia de o manieră mult mai constructivă o anumită relație care reprezintă ceva pentru ei. Da, însă fără să vreau, nu pot să nu mă gândesc și la zona de naivitate a Capricornului, pentru că el poate fi foarte muncitor, poate fi e dedicat scopurilor și atingerii țelurilor imediate, pentru că, desigur, visează și la o elevare spirituală, dar e genul care întâi caută siguranța materială spre a se situa bine, pentru că apoi să se ocupe de a eleva alte zone personale ale existenței. M-a făcut să mă gândesc puțin la Leu, ai să spui ce legătură are, poate o să mă întrebi. Are o zonă de naivitate și Capricornul pe care ar fi bine să-și o controleze și cu descoperirea acestor iubiri. Mă bucur foarte frumos pentru că astrele favorizează acest lucru, dar să nu cumva să aibă tendința, cum au de obicei tendința semnele de pământ, perioade în care se duc strict într-o anumită zonă, omit detalii, esențe ale altor acțiuni, da?
După care se trezesc că a rămas ceva nerezolvat, că a rămas ceva uitat, că ceva n-a mers deodată cu tine pe drumul pe care ai plecat. Capricornul are și el o zodie profundă de naivitate pentru că, repet, are tendința să se ducă așa, într-o anumită direcție, fără să mai ia în calcul reacțiile, percepția, reacția, reactivitatea celor din jur. Doamne ajută să îmbrățișeze într-adevăr în perioada următoare și să-și readucă aminte cum este să-ți exersezi capacitatea de a iubi necondiționat. Dar necondiționat nu înseamnă cu orice preț, nu înseamnă cu prețul renunțării la sine, nu înseamnă să abdici de la acea formulă de existență care înseamnă demnitate. Revenim, Ingrid, după publicitate. Am revenit. Pentru nativii vărsător, sigur, o perioadă în care a venit și vremea să vă bucurați de rezultatul muncii. Acest Marte destul de conflictual pe vărsători îi lezează puțin în plan profesional, în sensul că sunt anumite hotărâri pe care vărsătorii trebuie să le ia destul de rapid, trebuie să înțeleagă anumite lucruri, să se miște într-o manieră care nu le este specifică și ceea ce îi deturnează de la scopurile lor altruiste și așa mai departe pot fi tot felul de situații în care o hotărâre trebuie luată în timp util, sigur că da, trebuie să ne ocupăm de o persoană care neapărat ne cere ajutorul exact într-un anumit moment și pe vărsător lucrurile acestea îi obosesc. Oboseală este cuvântul potrivit și cel mai potrivit pentru nativii vărsător și totuși i-aș invita să se gândească foarte bine la diverse forme de reculegere, de relaxare, pentru că Neptun îi strigă de pe casa a doua și vorbește despre faptul că trebuie să găsim și o supapă în care să ne reculegem de o manieră foarte elegantă. Luna neagră, care este, spuneam, opusă soarelui, sigur, pe semn similar, pe semn de aer, le atrage atenția asupra unor vorbe care pot fi puține la locul lor și pe care vărsătorii trebuie să le gestioneze cu, să le treacă prin filtrul lui Uranus și să le gestioneze cu înțelepciunea de rigoare. Mai mult decât atât, oricum este o perioadă în care trebuie să trecem printr-un filtru tot ceea ce auzim și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că agresiunile sunt destul de primitive și noi trebuie să facem în așa fel încât să ne ferim de tot ceea ce ne agresează, pentru că agresiune va fi destul de semnificativ. Vărsătorii au multe lucruri de rezolvat în ceea ce îi privește pe cei din jur. Factorul de noroc a fost împărțit și cu ceilalți, ca atare poate anul ce vine ei vor beneficia la rândul lor de o șansă sau de ceva ce vine și către ei din partea altora, dar 2021 a fost un an în care vărsătorii au ajutat și au susținut din toate punctele de vedere, motiv pentru care s-ar putea să-i găsim ușor obosiți. O oboseală care nu este nici pe departe o oboseală fizică, cât este mai mult oboseala atâtor griji, a unui soi de o presiune pe care vărsătorii au resimțit-o, pentru că de câte ori au vrut să facă ceva pentru ei, cum se spune, să faci ceva pentru sufletul tău, a venit altceva care i-a obligat să acționeze și să se lase pe ei pe planul 2. Urmează o săptămână în care vărsătorii vor lua o decizie foarte importantă din punct de vedere financiar, o hotărâre care va fi în avantajul lor, vor culege foarte multe roade săptămâna ce urmează și vom vedea multă lume care îi ajută și îi susține sau poate chiar le mulțumește și simte nevoia să se revanșeze față de tot ceea ce vărsătorii au făcut pentru alții. A fost un an în care multe bile albe și-au făcut vărsătorii și acum este un fel de recoltă, dacă vreți, luna decembrie. Adevărat, dar îți amintești, în anul 2020 vorbeam despre cum, pe final de an, despre ce an vor avea, spre exemplu, vărsătorii. Nimic neștiut. Era un an în care aveau fie de restituit, fie de susținut, de restituit universului sau de susținut pentru că probabil simțeau undeva dorința de a dărui. Deci, acel an, final de an 2020, anunța un an
un an chiar cu obligativitatea rezolvării unor chestiuni karmice. Unor chestiuni karmice și vărsătorii au simțit-o din plin, sunt pe o ultimă perioadă în acest sens. Chiar or să intre treptat în 2022 cumva compensați, cumva recompensați pentru cât au putut să dăruiască în 2021. Da, sunt foarte obosiți mulți dintre ei. Pe de altă parte, să mulțumesc lui Dumnezeu că s-a concentrat într-un an, ceea ce ar fi putut să se petreacă în 3-4 ani. Această intensificare a lucrului cu ceilalți, cu planurile vieții, și mai cu seamă, am observat în 2021, cumva astrele, cumva universul, cumva karma i-a obligat să dialogueze profund, necesar, susținut, real, autentic, persistent cu ei înșiși, să-și rezolve chestiuni lăsate de mulți ani nerezolvate. Au venit descărcări karmice pe sănătate în 2021 la vărsători, importante, importante. Au venit revelații pe care nu au mai putut spune, nu era suficient de explicit cu tare lucru. Poate nu e cazul să mă ocup acum de el. Ei bine, anul 2021 le-a oferit vărsătorilor surprize foarte mari, atât în sensul bun, cât și într-un sens mai puțin dorit. Da, vor intra cu bine cei care au trecut prin aceste situații, le-au înțeles și au mers în concordanță cu cerințele Universului, vor intra altfel, mult mai bine, în noul an. Revenim după publicitate, Ingrid. Am revenit pentru nativii pești, evident, o poziție cu totul și cu totul specială, poziția lui Marte pe al treilea decan de Scorpion. Peștii au un soi de revelație zilele acestea, ei trebuie să înțeleagă lucruri de mare forță, poate chiar lucruri karmice, care pot veni dintr-un trecut îndepărtat. Mare atenție asupra viselor, pot fi vise profetice, clar viziune, intuiție, deja vu-uri, tot ce ține de zona aceasta extrasenzorială, paranormală, pentru că Marte activează de o manieră unică pe al treilea decan de Scorpion, într-o rezonanță totală cu Neptun în semnul peștilor. Pentru nativii pești activează incredibil zona aceasta, spuneam, extrasenzorială, paranormală, care peștii oricum îi dau o importanță deosebită, dar acum mai mult decât oricând este un fel de încuvințare din partea Universului să aibă acces la anumite informații de mare forță. Nu în ultimul rând, ei trebuie să-și găsească totuși puțin loc pentru această zonă, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le au de rezolvat cu Saturn pe casa a 12-a. Vestea bună este că intrarea lui Jupiter în semnul lor foarte curând îi va ajuta să-și găsească tot felul de momente în care să se ocupe doar de acele lucruri care cu adevărat le fac mare plăcere. Peștii însă au în jurul lor multe persoane care le deturnează puțin planurile și acesta ar fi, să spunem așa, aceasta ar fi o mică bilă neagră, pentru că chiar atunci când își doresc atât de mult să facă anumite lucruri sau să aibă anumite activități care pentru ei reprezintă un confort sufletesc sau chiar un hobby, apar tot felul de persoane care îi obligă într-un fel, chiar de o manieră subtilă, să se ocupe de fapt de cu totul și cu totul altceva. Este bine să observe totuși peștii că multe persoane vin și cu un ajutor substanțial în calea lor, chiar cu un ajutor material. Este bine să-și speculeze, să speculeze relațiile cu oameni care sunt puternici din acest punct de vedere, pentru că vor avea foarte multe beneficii. Deci este o perioadă a beneficiilor financiare pentru nativii pești și a unor relații care parcă vin în întâmpinarea lor mai mult cu scopul de a le oferi ceva. Ei trebuie să fie un fel de mentor pentru ceilalți, iar ceilalți îi vor ajuta din punct de vedere concret material. Da. Oricum, este o zodie renumită pentru această ajutorare venită din Univers. Cine vine într-o astfel de zodie, cine se naște într-o astfel de zodie, știe, a auzit, i s-a spus, măcar o dată în viață întâmplător, este un reprezentant al acelor familii de spirite care au o vechime în existență, au experiență foarte bogată și
au cunoscut, nu-i așa, de-a lungul vieților, destul de multe alte suflete cu care se reîntâlnesc în această reîntrupare de, să spunem, nativ pește. Ei primesc ajutor adesea de unde nu se așteptau. Dacă vrei, drama unui nativ pește este că aproape niciodată ajutorul nu e de la cine se așteaptă, este de unde nu se așteaptă, da. Provocările pe care le întâmpină în viață, că aparent sunt obligați de către cineva de lângă ei să facă lucruri, face parte din karma lor, pentru că peștii pot evita adesea să facă lucruri în firea lucrurilor, cumva înlăturând importanța la nivel mental și a planului material, au o puternică înclinație către a înțelege spiritualul, spiritualitatea, înțelepciunea, dar ajung fără să-și dea seama cumva într-o zonă în care ei sfidează și planul imediat, concret, palpabil, acesta material, neocupându-se de el, ori peștele, sau nefăcând-o corect, ori peștele are pe această zonă întâlniri karmice, puternice, aproape, pot simți ca pe o picătură chinezească acest lucru și trebuie să-și învețe lecțiile în această zonă. Ingrid, îți mulțumesc foarte mult pentru participare, ne revedem și astăseară de la ora 20. La revedere!